Bună dimineața, bună dimineața, a venit frumoasă, focoasă, avem atâtea de vorbit. Ce face America din om? Salut, Carisma! Bună dimineața! S-ai înflorit! Mulțumesc! Și nu ți-am zis-o doar eu, ți-au zis-o și băieții. Ești deja de două ori mămică, ai o fată și un băiat, ești stabilită în America de aproape 3 ani. Cum a fost revenirea acasă? În momentul când eram însărcinată și medicii mă întrebau, mai ai copii? Și eu zic, da, și ce ai, fetiță? Oh, tu ești gata, tu ți-ai făcut pachetul plin, o fată și un băiat. Da. Sunt bine, am revenit acasă cu mare dor și sunt încă plină, deși a trecut deja... Câteva zile bune, da, aproape o lună de când sunt acasă, încă descoper lucruri noi. Wow. Încă descoper situații noi. E o euforie specială. Așa că eu înțeleg absolut pe toți acum cei din diaspora când vin acasă. Așa și cât sunt dezăpăciți, pentru că e o zăpăceală. Și vrei să le reușești cu toate și te vezi cu toată lumea și nu ți reușește și alea. Ca să înțelegi, primele două săptămâni eu eram exact persoana diasporei care merge întâi la medici, stomatolog, și după care întâlnirile. Așa că... Le-ai reușit pe toate? Încă mai am prieteni pe care nu i-am văzut. Dar zic că a fost emoționată și revederea cu părinții tăi, mai ales că și-au văzut pentru prima dată nepotul. Da. Și de o parte și de alta, am înțeles. Da. Exact, a fost foarte emoționant. Copilul nu a zis, buniei, lăsați-mă. A avut nevoie de timp de adaptare. Aha. El nu este un plângăcios la noi. E un băiețel tare estez din câte văd eu. E tare liniștit, acceptă brațele noi. Aha. Acceptă oamenii noi. Dar să fie mama alături. Am înțeles. Atunci este ok, se plimble prin brațe, da. Acum deja s-a obișnuit cu buniei. Prima perioadă chiar stătea mai mult pe acasă, pentru că el cam era greu. Îți dai seama, o ambianță nouă, casă nouă, oameni noi. Toți vor ceva de la el, toți îi zâmbesc. El le zâmbește. Dar oricum, știi, mama să fie alături. Acum deja s-a obișnuit că soarta lui la momentul dat include și alți oameni decât mama și e ok. Pot să-mi fac și eu alte trebuie ale mele. Poți să reușești mai multe. Ia zi, exact. cum te-a schimbat cea de-a doua sarcină și copilul, cel de-al doilea copil? Nu m-a schimbat... Ce puteam să compar și ce puteam să înțeleg este faptul că atunci când am născut-o pe Daria și aveam multe ajutoare în jur, mi se părea că este imposibil de greu. Aha. Iar acum, fiind singură, cu ambii copii... Înțeles că se poate. Se poate și al treilea și al patrulea. Adică știi? Vă doriți. Nu că ne dorim, dar în sens că eram cu mult mai calmă, eram cu mult mai liniștită, dormeam mai mult. Poate că și al doilea copil și înțelegi niște lucruri, că la primul te panichezi. Probabil, da. Asta este adevărat ce spui tu și plus toată sarcina am vorbit cu el și l-am rugat să fie un copil cu minte, pentru că eu sunt singură și mai am, da. Aha. Deci exact cum mi-am dorit, exact cum i-am vorbit, așa și este, dormeam destul de mult cu el, dorme foarte bine, dorme noaptea impecabil, bine, se mai trezește. Păi, ca toți copiii, mai are și momente. Da, da, dar am avut post-sarcină o perioadă frumoasă și a fost ok, mai ales că Daria a fost depresie, în clasa chestii, știi cum se... Nu, n-a fost. Mai greu a fost că trebuiam să mă împart cumva Daria în clasa întâi, nou tot pentru noi, autocar, chestii. Dar până la urmă... Basul, știi, ăsta, galbena lor. Asta ca în filme. Ca în filme, exact. Tu trăiești acum ce vedem noi în filme, știi? Da, exact. Ce vedem noi în filme. Tu ești fericită în America? Eu sunt fericită pentru că asta vine din interior. Pentru că-s iubită, tot, trebuie și să zici. Eu nu cred în faptul că aici nu sunt fericită, acolo voi fi. Se schimbă. Locul nu schimbă pentru că te porți pe tine. Așa că dacă tu ai drept scop să te faci fericită, n-ai decât să o faci oriunde ar fi. Că tu ești iubită și asta tot contează în viața unei femei. Pentru că voi sunteți un cuplu foarte frumos. Mulțumesc. Și e genul de, din câte văd, din stories, iarăși, e genul de bărbat care cumva te completează. Că sunteți amândoi așa energici, puși pe chestii, cântați, petreceri, copilul lângă voi, dar de aici petreceri. Adică sunteți foarte așa tineri și plini de viață, știi? În sensul că tineri, știi că sunt uneori oameni tineri și par îmbătrâniți. Exact. Dar voi sunteți chiar îmbătrâniți vârsta. Am văzut Boris Coval, Cristina Croitoru, cu mătrii, neamuri, frați, surori. Noi avem o gașcă tare pusă pe șotii și toate lucrurile se petrec cu copiii, pentru că acolo nu avem bune. Aveți câte 2, 1 și da. Da, avem școală, avem grădinițe, dar asta e pe timp de zi. Seara noi facem tot asta cu copiii. Copiii deja
între ei, sigur că se sunt prieteni, best friends, cum se numesc. Foarte frumos sunteți, sincer. Da, e soiul și... de prietenie care și până bătrânește ții. Ăștia mici cresc mai repede, pentru că îi văd pe ăștia mari și se includ în distracția lor. Așa că da, suntem obișnuiți deja cu asta. Deci că dacă nu suntem acasă și nu putem să facem chefurile de acasă, le organizăm noi acolo. Americanii ce zic? Oh, moldovenii ăștia s-au bucat cântat iarăși. Da, să știi că în momentul în care noi avem o petrecere, alegem și locația unde să nu fie vecini aproape, pentru că am avut experiențe. Poliția, cu poliția, sigur că. A, noi cântăm moldovenii ăștia, măi. Da, noi iubim cu muzică, noi iubim boxă tare, da. Noi avem microfoane, mai cântăm. V-ați găsit deja o pădure? Unde... Slavă Domnului, mulți din prietenii noștri au case și au... au vecini care sunt mai departe, dar noi și încercăm să ne întâlnim mai devreme. Și tu și Cristina și Boris. Boris Colgan în Canada, la un moment dat. Nu. El a fost în alt stat, el a fost în California, dar până la sfârșit s-a mutat. Pentru că... N-a putut fără voie, că nu mă duc eu la fete, până ne la sfârșit, ducem. Da, a rămas la Chicago și suntem toți acolo. Să înțeleg că viața ta deja înseamnă America. Acolo te-ai stabilit, acolo vrei să îmbătrânești sau cum e? Nu știu. Eu niciodată nu mi-am pus un scop. În primul rând, niciodată nu am crezut că voi emigra cândva. Uh-huh. S-a întâmplat lucrurile cum s-au întâmplat. Te-ai îndrăgostit, de asta ai plecat? Da! Da. Îți dai seama ce face inima asta. La Cristina și l-ai întâlnit pe el. Cum asta a fost? Asta am zis, că asta e așa de cumva paradoxal, pentru că eu am călătorit la viața mea foarte mult și des și cu părinții și niciodată nu mi-am întâlnit jumătățile pe nu știu unde. Trebuia să plec de data asta. Tocmai în America. Te-ai dus într-o vacanță la Cristina, da? Da, eu m-am dus la o vacanță la Cristina și acolo l-am întâlnit pe Ion. Ei fiind prieteni. Noi ne știam, doar că eu nu-l țineam minte. El când s-a apropiat de mine și mi-a zis că mă ții minte, am zis că nu. Noi ne știam, dar n-am avut un contact direct cumva, gașca găștii, prietena prietenului de altui prieten. Da, că sunt mulți prieteni de genul. Da, exact. Prieten cu prietena mea de nu știu când. Exact. Da. Și după care ne-am întâlnit atunci în noaptea de Revelion și m-a invitat la o cină. Romanica. Și uite așa, eu credeam că va fi doar o aventură, dar... Au evoluat lucrurile. Da, foarte repede. Uh-huh. Eu am venit și când am revenit acasă, mă gândeam că distanța totuși se va spune cuvântul. Distanța, fusul orar. Da, iarăși e complicat. Da, e tare complicat. Ca până la sfârșit să funcționeze, să meargă și uite că... Și vă potriviți foarte bine, sincer. Și chiar... semănăm, mulți zic că noi fizic semănăm. Da, aveți trăsături. Că mult la copilul vostru nu înțeleg cine înseamnă. Parcă ești tu, parcă e el, adică așa eu... Să știi că asta e discuția numărul 1 când îl văd pe Sandu. Oh, dar este copia ta. Cu ce înseamnă copilul ăsta? Exact. Cu el seamănă, de fapt. Mai ales că noi ambii suntem mai blonzi, așa, și copilul la fel. Logic. Și avem și trăsături asemănătoare. Ziua de naștere a copilului faceți în America? Da. În America? Da, pentru că tatăl este aproape de ziua de naștere a feciorului și nu a vrut să-l las pe Ion singur de ziua lui. Dar el a rămas singur în America. Da, el a rămas singur. N-a putut să vină. Nu, el n-a putut. N-a avut posibilitatea aceasta, așa că am venit doar noi. Bunii să-și vadă nepotul. Foarte frumos. Ceilalți bunii să-și vadă și nepoata. Le-ai făcut o surpriză enormă. Mi-aș fi dorit să stau mai mult, dar Darea are școală și școlile americane sunt foarte exigente și ține de lipse nemotivate și n-am vrut să creăm anumite... Cu stângul nou an școlar. Exact. Și deja am venit exact a doua zi. Yeah, a doua zi după ce a finalizat școala și plecăm că Ion este sărbătorit pe 20 iulie și după care băiatul pe 30. Și lei amândoi? Nu, Sandu este leu, dar Ion este rac. Aha, rac. Ce-ai spus acolo la horoscop? Tot ok, iarăși depinde de ori. Muzica. Muzica. Marea ta dragoste. Cum acolo? Reușești să cânt, văd că pe la petreceri cântați. Da, pe la petreceri cântăm. Oricum este o stagnare ceea ce ține de piese noi. Din păcate, în primul rând, când am venit am dat peste pandemia, adică pandemia a dat peste toți, inclusiv peste mine. Așa e. Și a fost nevoie, bine, toți atunci s-au oprit din activități, după care am prins sarcină și după care am născut și Sandu fiind mic. Și logic. Era mai rar. Sigur că îmi lipsesc oamenii de artă acolo. Mm. Sunt oameni de artă. Se lipsește Ala. Oi, Doamne! America, deci dacă aș lua-o în buzunar, nu aș da-o nimănui. Nu vrea să meargă. Sau măcar să o clonez, știi, să am cu în cine goală. Vorbi despre artă. Da, mi-aș fi dorit foarte mult să fim mai aproape. Totuși, atunci când ești în Europa, e mai ușor. Da, de acord. Câteva ore...
bilete mai găsești mai ieftine. America tot ce mai departe. E foarte departe. Mie îmi place America, tot ce înseamnă America, mie îmi place. Eu înțeleg că am fost în work and travel și nu știu ce și nu știu cum, dar mie îmi place America. Străzile alea, clădirile alea, oamenii da, zâmbitori. Da, totul este grandios. Da, e fals, să zâmbesc fals. Lasă, zâmbească fals, să fii morocănoș. Tu știi cât e de fain chestia asta? Nu te e psihologic ești mai bine, nu? În momentul când am venit acasă și am văzut oamenii așa mai crispați, chiar într-un moment dat, am complimentat o doamnă, ea era la școala auto. Aha. Și am văzut că merge așa, că eu când m-am pus din spatele mașinii, zic, of, doamne, până când am să o înconjor. Și când mă uit, așa repede, nu știam că e doamnă, că nu vedeam. Da. Și în momentul când stăteam deja la semafor și eram lângă ea și am văzut că e o doamnă în vârstă, avea vreo 50 plus, i-am arătat așa. Și ea? Ea s-a uitat la mine mirată și cu fata asta. Și cu fata asta, da, 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 eu, dar eu mai eram și machiată, că mă duceam la un eveniment cu buze roșii și eu îi arăt că bravo, curaj! Și eu, dacă mă privește cumva, chiar foarte bună treabă a făcut. Și asta e, cum zic toți, fățărnicie americană. E tare fain. Prima perioadă eram și eu speriată când mă complimentau pentru o bluză, pentru nu știu ce. Da. Eu mă uitam, mulțumesc. Eu când am fost în America și mă făceau o favoare, mă gândeam, asta nu-i gratis, ceva vrea de la mine, știi? Ba da, e gratis, e într-adevăr, fățărnicia asta lor e frumoasă dintr-un punct de vedere și vrei și tu același lucru să faci. De și vrând adopți același stil de viață până exact. La urmă și aceleași reacții. Când mergeam cu Sandu și era bebeluș mic, câte ori m-au cum... Felicitări. Așa te obișnuiești că în momentul când eu am văzut... Ai vrut să zici și tu deja. Da, voiam să zic și tot mă opream, zicem că o să creadă că sunt o nebună. Sincer, eu te văd fericită, te văd împlinită, mulțumesc. Te văd, știi, radiez și parcă ți-ai găsit locul cumva. Știi, parcă ești bine. Bine, sunt împlinită ceea ce ține de, de copii, de familie, de viață, dar în același mereu timp... Mereu trebuie să echilibru, n-ai cum... Da, exact. Știi cum citisim într-o carte? Că viața noastră e ca un condiționer care îl pui la 23. Când scade, singur, așa și eu. Și încă ceva, totul este înainte. Da, iată areanul, iată grădin, ceva, adică asta trebuie să fie încrezătoare, mai ales că America e țara posibilităților. Avem exact, comunitate mare da. De moldoveni și se întâmplă lucruri. Exact, important este să-ți dorești și să ai un scop, dar barierele noastre și porțile noastre sunt deschise spre noi oportunități, așa că noi nu știm, sau acolo, sau aici, când noi tot stăm uneori, dar poate mergem în Bali, și zic, ok, și ce facem copii acolo, că Bali e țara nu pentru copii, așa de el. Hai să mai crească și poate mergem după asta. Așa că data viitoare la interviu îmi povestești ce ați mai decis. Da. Cum să cânti? Ce ne cânti? Apropo, voi cânta piesa acasă. În momentul în care am scris-o împreună cu Ala, niciodată nu ne-am fi gândit că ar fi una profeică. Profetică. E un fel de... parcă ai ghicit parcă, ce va fi. Parcă s-a ghicit, da, în cafea pe care am băut-o cu sutele cu Ala. Mai ales ultima frază... O să o cânti altfel azi, cu siguranță. Probabil. N-am cântat-o de mult, pentru că îți dai seama, noi acolo la petreceri mai des cântăm tot felul de piese, mai puțin ale mele. Și chiar de când am venit, nu am cântat la interviu, pentru că mai mult am vorbit decât să cânt. Așa că să nu fieți tare strict cu mine. Deloc. Sper că nu mai încurc și textele, pentru că acum veneam cu mașina și repetam. Și ultimele fraze din piese, totuși, sunt atât care de dureroase. Este despre ca să le ascund oameni problemele lor, cu cine dorm, de cine li dor, țărele ascund case de care ți-i dor, în casele astea tați și mame adorm, singure adorm. Dai seama, Doamne, m-ai emoționat. Ia atunci când am scris piesa asta și am înregistrat-o, nici nu m-am gândit. Și acum când o cânt altfel.